Și eu am fost primar este cartea în care Vasile Pop, fostul edil șef al Comunei Drăguș, povestește într-un mod original întâmplările din viața unui om aflat la cârma unei localități. Cartea Document, sub semnatura inginerului Vasile Pop, a fost lansată recent la Fundația Culturală Negru Vodă. Ideea de a pune pe hârtie trăirile din anii în care se afla la cârma Comunei Drăguș a venit după încheierea mandatului. Sunt trăiri pe care Vasile Pop le-a acumulat în cei 4 ani de mandat, trăiri care au răbufnit în paginile volumului Și eu am fost primar. Cartea s-a născut din două dorințe, una de a spune adevărul și al doilea de a demonstra și de a arăta că fără cultură și fără credință, fără muncă, nu poți realiza lucruri mari în lumea asta. Cât despre ceea ce spun specialiștii despre carte. Excepțională prin originalitate. Am spus așa că este, autorul este un Camil Petrescu modern, întrucât pledează pentru o proză a autenticității. Și eu am fost primar, este a 5-a carte care vede lumina tiparului sub semnătura lui Vasile Pop.